Ce e de spus? Nu-s prea multe de spus. E doar de făcut anunțul. Mitică Dragomir, Dumitru Dragomir, invitat în podcastul de astăzi. E un podcast de belea. Bună ziua, bun venit. Nea Mitică, totul în regulă? Da? Și să trăiască privitorii. Să ne trăiască privitorii, da. Și Dan Andronic lângă noi, de acasă, din izolare. Salut, Dan. Vă salut pe amândoi. Salutare. Hai, șut, ca să zicem așa, și gol. Ai zis că vrei să pui până în prima întrebare? La da, cam una deșteaptă. Nea Mitică. Ia zi-mă, Dan. 13 decembrie 1989. Ce făceai pe 13 decembrie 1989 cu mai puțin de două săptămâni până la momentul la care urma să fie împușcat Nicolae Ceaușescu să prăbușească regim? Băi, nene, cred că eram prin străinătate, că eram diverse, nu știu. Comerț? Da, comerț, că eram capitalist pe timpul adică, comuniștilor da. Atunci. Dar știu că atunci am preajma evenimentelor m-a trimis generalul Nuță și cu postelnicul la Constanța după un fotbalist. Generalul Nuță era șeful miliției, postelnicul era ministrul de interne. Da, șeful GP-ului era Nuță, l-au aruncat peste câteva zile în aer cu elicopterul Mihalea, generalul militaru. Generalul Stănculescu, după părerea mea, dar asta e altă discuție. Nu, generalul militaru, sigur. Nu știu dacă știi, dar generalul Nuță este cel care l-a recrutat pe generalul Stănculescu. Stănculescu a fost informator al securității, generalul Nuță a fost șeful contrainformațiilor militare înainte să ajungă la... Nu, era IGM. Și pe timpul, și când era șeful IGP-ului, era și, în paralel, era și șeful contraspionajului armate. Așa ca să... Deci este omul care l-a recrutat pe Victor Atanasie Stănculescu. Așa este, dar că nu s-a și certat Stănculescu cu militarul. Vrea să-l arunce altfel în aer. Da, altfel, că dacă venea la București, nu ți-l termina pe militarul. Da, deci cum era în decembrie 89, înainte să prăbușească regimul? N-avea niciun element că urmează să se întâmple lucrul ăsta. Nu, mă, fratele meu, tot venisem din Germania cu un tir de... era o doamnă Margita, dacă la Puma, era una din directoare și avea legături cu România. Era de-a noastră, dacă înțelegi despre ce este vorba. O băga să rămân acolo, da. Sau... ieșeau stelele de suport. Era de-a noastră și m-am trimis... ăștia ai mei, Nuță, Bărbulescu, la ea să iau un tir de materiale refuzate de fabrică. Ce înseamnă refuzate de fabrică? Avea un șiret rupt. Avea un tighel mișcat. Nu, avea un șiret rupt, fii atent aici, o pereche de Adidas sau cizme din alea, să-mi iertați expresia, că eu vorbesc ca la mine, la bără, flocoase așa, parcă era un câine, dacă vă amintiți voi cizmele alea. Parcă aveai niște căței în picioare. Și aia mi-a zis: intră în fabrică. Băi, aveau depozitele de aici la mine la hotel. N-am văzut în viața mea așa ceva cu rebuturi. Și tăteau, spune, să le iei, să pleci cu ele de acolo. Incredibil. Și eu am luat un tir, fii atent aici, mi-a dat iau, că eu nu aveam bani să, adică dacă aveam bani, îi dam ei. Ce dracului, făceam altceva de ei. Bă, și a zis: dom'le, încărcați cât puteți. A, eu m-am dus pregătit, m-am dus cu patru gealați de-ai mei, miliției de-ai mei, după la poartă, după la astea, îmbrăcați în training-uri. Și am încărcat un tir de cizme, de Adidas, de Dumnezeu mai știu ce am pus acolo. Asta cu câteva zile înainte de a începe dansul la Timișoara. La Timișoara. Și l-am adus în unitatea unde eram eu, șeful clubului, unitate militară. Coria București. Cu aresturi jos, cu camere de arest jos, care eu le-am încărcat cu marfă. Mă, când a venit Revoluția, fii atent aici, ce spun. M-au ținut pe mine câteva luni de zile, câteva, 7 luni m-au ținut arestat, dar când au intrat înăuntru și au văzut
Fii atent aici. Sute de perechi de cizme, sute de perechi de pantofi, sute de perechi de Adidas, de astea. Băi, dacă luau revoluționarii noștri mâncava și gura voastră, n-ai văzut așa ceva. Toată lumea mă iubea atunci. Palamuc. Da. Adică, da. Cum a fost în arest atunci? Cum a fost în arest atunci? Primele zile înfiorător, pentru că îmi spunea că mă împușcă, bă, oricum, dacă l-a omorât pe Nuță, mă împușcă și pe voi. Ne spuneau, dar eu am avut noroc că unii din milițienii care erau subalternii mei, care îmi dau raportul când intram în unitate dimineața, eram comandant de unitate totuși, și îmi dau raportul în fiecare dimineață, promovaseră din sergent major, făcuseră locotenenți majori peste noapte și eu m-am purtat frumos cu toți. Eu le dam la toți frigidere, pleiere, dacă le luam de afară mai mult gratis. Și s-au purtat frumos cu mine, dar când m-au adus de la Brașov, eu am fost arestat pe 5 ianuarie, știi că în câteva zile ne-a desființat și pe noi și pe Scornicești. Mie mi-a desfințat două echipe unde am fost șef. Și după ce l-a arestat pe Marin Bărbulescu și pe Popescu, secretarul de partid, m-a arestat și pe mine la Brașov. Și mi-au luat tot din casă, și bijuterii și tot ce strânsesem eu și luasem de haram s-au dus, mi l-au furat din arestul IGP-ului. Știu și cine și-au făcut vile pe la predeal pe asta. Este de notorietate asta. Mulți, cât am înțeles. Și mi-au dat, nu știu, vreo 600 de grame de aur turcesc, ca să tac. Înțelegi că în acte zicea metal galben sau inelul zicea inel cu piatra albă. Nu spunea că e briand sau e briand de 3 carate. Mi-amintesc, dar știi ce e fabulos? Că vreau să explicăm, are legătură cu felul în care și s-au schimbat lucrurile după 1989. Povestește în această carte, pe care trebuie să spun că am citit-o, cred că, de vreo 3 ori, pentru că sunt niște lucruri fabuloase în acest prim volum, eu sper, Meciurile vieții mele, așa. La un moment dat e o fază în acum care... Acum am cartea a doua, Procesele vieții mele. Am înțeles. Bun. Le așteptăm, așteptăm volumul. Mie mi se pare fabulos un eveniment de atunci, în primele zile ale Revoluției. Niște băieți, foști prieteni de Dumitale, da, care erau la vorba aia, îi știai, năvălesc la un moment dat în casa familiei Dragomir, te trântesc pe jos, pe doamna la fel, copilul, nu știu ce, și încep să strige, scoate bijuteriile. Asta trebuie să ne povestești, unde era la un moment dat bijuteriile, Robert, unde erau pusă. Lasă-mă să îmi pierd. Da. Bă, pe data de 3, eu am plecat la Brașov, da. Era o zăpadă mare și astea. 3 decembrie sau 3 ianuarie? 3 ianuarie. Pe data de 4 am făcut în curte la mine un grătar cu ăsta care m-a arestat. Locuiei la Brașov atunci, ca să ne înțelegem. Aveam dăduse o vilă, criminală aici. Dar aveam și o vilă la Brașov. Și am făcut un grătar acolo cu ăsta, care e general, acum generalul Bucur, care era prietenul și eu l-am ajutat să ajungă șeful economicului pe județ. Uh-huh. Eu m-am dus la Nuță și am spus, tati, eram pe bune cu toți, îți dai seama, ei stau mai mult cu mine decât cu adjuncții lor, pentru că eu eram plăcut, ba le spuneam un banc, ba le spuneam ceva, ba le duceam câte o casetă cu un film bun, cu astea, uh-huh. Știam cum să mă fac plăcut. Și a treia zi, fii atent aici, îi spun lui Romica Pașcu, bă, ai la cimitir, mergi cu mine la cimitir? Și el îmi zice, mai stai un picuț, îmi zice Romica Pașcu, mai stai un picuț că să se îmbrace și Magda. Uh-huh. Eu mai stau o jumătate de oră, îi spun, nevastă mea s-a îmbrăcat, era nervoasă, că... și mă uit pe geam, că era, stam pe o stradă Dr. Felix cu 8 case, 4 pe stânga, 4 vile, 4 pe stânga, 4 pe dreapta, închis așa. Și când mă uit, băi, fraților, văd milițieni din 5 în 5 metri cu calașnicoavele,
Mi-am dat seama că la mine nu era nimeni. Veniseră să te aresteze și da, că veniseră... 20 de inși. Care... Doamne, peste 20 de inși. Peste 20 de inși. Și bum, bum, bum în poartă, că aveam o vilă cu poartă de metal, cu astea mare și curte mare. Și... când mă uit, Mircea Bucur, prietenul meu, care eu l-a ajutat să... dă drumul, banditule, că te împușc. Eu, ce bă, ești tâmpit, zic eu. Cum să mă împuști? Nebunule, ce ești? Păi, fratele meu, cum? Băi, n-auzi, te împuși dacă nu dai drumul. M-am dus să-mi dat drumul. Au nevălit în casă. Copilul a îmbrâncit, i-a venit rău. Era mic, Bogdan. I-a venit rău aleșinat. Când a văzut pe aia cu calajicoanele, că îmi pun în, unii în piept, unii în cap, în ăsta... Bă, sunteți nebuni, sunt de-al vostru, acum câteva zile v-am ajutat pe toți să descreierați, dacă ce aveți cu mine. Imediat. Deveniți, era, ei trecuseră de partea poporului. Ce toți erau niște scroci toți. Niște scroci. Îți dai seama, lipsă de caracter. Și m-au băgat, m-au dus la poliție acolo și m-au băgat într-o cameră la etaj unde... nu era nimic, nici o mobilă, nici asta. Și m-au ținut acolo vreo 10-12 ore. Mă rugam să mă duc la, să mă duc la toaletă. Și nu mi-au dus. Și atunci... ai făcut acolo? Am făcut în, ca să se ducă lichidul pe holul lor acolo, înțelegi? Și... dizident, ca să zic așa. Da. Aia, imediat, au venit. Pa, ia uite ce am făcut. Păi vă mâncă-vă-și gură. Ce aveți, bă, cu mine? Nici la toaletă nu mă duceți. N-am făcut nimic. V-am promovat pe... cei care sunteți aici, sunteți promovați de mine, nebunilor. Ha, banditule, tu, că... Dumnezeule, Doamne, când i-am văzut. Bun. Le-au luat tot din casă. Vede. Hai, mi s-a părut fabulos episodul ăla. Eu vreau să-mi ne explici, amintică, cum se întâmpla chestia asta. Bijuteriile, căutau bijuteriile. Păi ăsta că era prietenul meu, știa inelele nevesimii, știa broșele nevesimii, știa tot ăsta, Mircea Bucur. Fii atent. Dar le ascunsese și undeva și asta vreau să spun. În aldurile unei perdele, nu le-au găsea, mă mâncați aici gura ta. Eu am avut timp. Asta să le ascunzi în faldurile. Dom'le, eu aveam timp. Era și legea 18 pe vremea aia, se aștepta și de la... Nu. Nu, noaptea, eu am mai cărat din marfă. Așa. Cu niște finde ai mei, niște astea, am mai dat eu câteva pliere, dar totuși, nu mai așteptam că mă ia și mi-a totul. Bă, da, fii atent aici, au golit casa, au lăsat numai scândurile. Incredibil. Spart tot, n-ai văzut în viața voastră așa. Le-au luat ei sau au depozitat undeva? Au făcut, proces verbal, au făcut proces verbal și spuneau, broșe, cu pietre albe. Nu spuneau că sunt briante sau... îți dai seama. Metal galben. Nu spuneau că e aur. Metal galben. Și ne-au dus... fii atent aici. Era zăpada de un metru, un metru și ceva. Afară, minus 18 grade. N-am să o uit toată viața când m-a transportat de la Brașov la București. Într-o mașină cu din ăla care bagă aer înăuntru de aici. Aveau două din astea care se învârteau și băgau aer de afară înăuntru în mașină. Erau 50 de grade minus, iar eu eram într-un pulover așa, fără haină pe mine, că nu m-au lăsat. Bă, am crezut că mor. Ce să mai... am crezut, gata. Frigul n-ai, bine. Mor. Mă, știi cum eram? Înghețat. Bă, dar ăia care erau, cei doi polițiști care stăteau, după... știți că te însoțesc în mașină, în sus acolo, unul sau doi polițiști. Ai un grătar acolo care nu pot să... Ăia săraci se uitau la mine și zic, băi, fraților, mor, spuneți ăstuia să bage căldură ceva, ce căldură, oprește ăla de sus, mi-a zis mie. Păi cu ce să le opresc dacă pun mâna, înretează mâna, sunteți nebun, ce să bag? Și atunci... ei, casetele din dublu video casetofon, nu le scoseseră, că unele erau cu casete în ele, cu astea care îmi luasă mie din casă, înțelegi? Am luat casetele și am pus în alea și am oprit să se mai învârtească, dar tot intra aer. Și m-au dus la IGP-ul aici și m-au băgat într-o celulă, fără geamuri, geamurile sparte, nu fără geamuri, cu geamurile sparte și era gheața
între 30 și 40 de centimetri în ea. Și m-au băgat acolo. De la Brașov am făcut vreo 7 ore, cred, pentru că nu se putea, era zăpada mare, de-abia să circulă. Bă, fratele meu, am stat vreo jumătate oră și așa eram înghețat. Am zis, bă, mă omoară ăștia, ce mama dracu. Dar erau două saltele, că știi, erau paturi suprapuse. O încăpere mică, cred că avea un metru jumate pe 3 metri, așa. Nu știu ce, aia nu era de... Dumnezeu știe ce. Și de gheață în ea și fără geamuri. Și am pus o saltea de aia pe mine, de vată, că era o saltea cu vată. Am pus ca să nu mor, așa, știi? Am băgat capul în vată, am spart-o și am băgat capul într-o saltea aici, înțelepie. Și bă, mureai, ce să mai... făceai, respirai și era gheață. Era un minut 10-15 grade. În ce grade. Arest erai? La vremea respectivă? Unde? La Brașov. La Brașov. La Brașov. La Brașov. Nu, mă adusese la IEP, la Beciul Domnesc. Unde erau toți maherii acolo. Cine era șef acolo? Tudor Stănică? Tudor Stănică și cu colonelul Lupu. Zoe Ceaușescu era tot acolo? Da, acolo. O să povestesc și cu ea. Păi eu îi dam ziare, Dumnezeu să o odihnească. Mie mi-aduceau milițienii mei ziare, eu știam tot. Dar nu televiziune. Și îi trimiteam și lor. Le trimiteam eu, paranteză. Ce treabă ai făcut? Ai făcut vreodată vreo zi de instrucție? Nu, n-am tras nici cu arma, n-am nimic. Apropo de asta, deci de milițieni, de nu știu ce. Știi măcar să salut, să duci mâna la chipiu, să putere. Nu știu, băi, n-am. Am fost comandant din naștere. Când m-am născut, eram comandant, ce dracu. Da, în miliția ai intrat din, că era bine. Că nu, era, nu, era nu, nu, m-au obligat să mă fac. Murise fiul meu. Și toată ziua stam și eu și nevasta la cimitir. Și ca să rup chestia asta, am fost de acord. Dar nu asta, de frică am plecat mai mult, pentru că primul secretar Ioan Radu, acesta a murit, Dumnezeu să-l odihnească, un om absolut deosebit, m-a chemat și a zis, băi, mitică, mă curăță și pe mine, fii atent aici. Și a ajuns secretar al Comitetului Central, după aia, ăla care s-a împușcat, Ioan Radu. Fii atent. Și mi-a zis, n-ai loc de întors. Du-te, mâncați aici gură, du-te că te fac ăștia direct capitan. Păi dacă m-au făcut direct capitan, mâncați aici gură, ta și cu funcție de general, păi dacă aveam colonei plini în subordine, îți dai seama, locotenenți colonei în subordine, Radu Matei, colonel plin, Deleanu, locotenent colonel, îți dai ce înseamnă că aveai în subordine? Ce le spune? Adică funcția de oboară grav. Am înțeles, dar băi, fraților, făceau aia orice. Păi, cu Dumnezeule, Doamne, dar cât să... Nu erau acolo. Păi, aveam, nu aveam fotbalul. Aveam atletism, aveam judo, aveam handball, volei. Comandantul unui club, cum ai fi comandantul clubului Dinamo. Înțelegi? Și dimineața am crezut că mor. Am început să bată în ușă. Bum, 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 bum. Mamă, și vine Tudor Stănică cu o haită după el așa. Și eu spun, băi, ai ordin să mă omori aici în pușcărie? Dar el, taci, hoțule. Zice, băi, hoț ești tu, că ai luat player de la mine, ai luat casete, filme, ai veneai și luai whisky de la mine și țigări de toate fără să plătești nimic. De față cu aia toți, îți dai seama. Și era o doamnă care ajunsese, o pusese, acum este avocată, m-am întâlnit cu ea, pe la o doamnă de o frumusețe rară, băi, era atunci, eram tineri cu toții, tu îți dai seama, 30 ceva de ani. Acum 30 ceva de ani, îți dai seama, ea cred că avea 30 de ani, ce frumoasă era, și o pusese comandantă acolo. Și aia imediat s-a zis, stați domnul Stănică, că nu se poate. Cred că o pusesele revoluționarii, nu știu. Nu se poate să vă purtați așa, ia uitați ce gheață e pe jos. Cum puteți să-l țineți aici? Și i-am spus, băi, către el, băi, dacă nu mă schimbi, o oră îți dau ca să nu mă schimbi, ori moară-mă, ori ia-mă de aici. Că altfel spun tot ce știu despre voi. Bă, când a auzit asta, fii atent aici ce spun eu. În joc de gleznă m-au scos și m-au dus undeva unde era parchet pe jos, era cald, era altă. Dar era groază, era groaznic, îți dai seama. Eu puteam să scap după câteva zile. Dar eu ce făcusem? Nea Marin, Dumnezeu să-l odihnească, era șeful Poliției Capitale, îmi spune, păi mitică, ia banii și fugi în Turcia. Băi, Nea Marine, păi mi-a murit copilul acum
2-3 ani de zile în urmă, îmi omoară ăștia familia, bă, cum să plec cu banii, bă, fratele? Și dacă mă prind cu ei la graniță acum acasă, mi-a banii, mă împușcă și mi-a banii. Nu plec. Păi și atunci, dom'le, trimite pe cineva ca să-i predau. Ce să-i predau, bă, ești nebun, cine ți-a banii? Eu aveam un dulap de bani. Toate monezile lumii. Și îi spun, dom'le, trimite revoluționari. Nu știu unde erau banii, la club? La club, da. Erau banii negri ai clubului. Am înțeles. 2 milioane de dolari. Mulți, băi, frate. Aveam... echivalentul, mă rog. Un sac de ruble. Aveam. Și... Dar de unde n-ai bani? Iartă-mă, de unde veneau banii ăștia? Din... vindeam playere, vindeam... Că nu erau banii nu, ai mei, ai lui Mitică Dragomir. Erau ai clubului. Clubul adică din se făcea bișniță pentru club. Da, sigur că da. Dar nu numai noi făceam fașa. Ce plătească cu ei? Arbitrii, ce, să cumpărau meciuri, ce să nu făceau banii? Nu, de exemplu, plecai cu echipa în deplasări și n-aveai voie să cheltuiești ația banii și nici n-aveai de unde. Trebuia să ai ceva bani de... Așa, unde rămăsesem? Că dacă mă tot întrerupeți, pierd firul. Și n-am ani trimite pe cineva. Păi dă-i lui Dinamo. Păi trimite-i pe aia de la Dinamo să ia banii. Și îl trimite pe Nini Mureșan, care era vicepreședintele clubului, cu grad de maior, mi se pare, sau de capitan ca mine, de era vicepreședintele clubului. Vine Nini Mureșan cu o haită de revoluționari, dă-ne banii. Da, tati, așezați-vă la masă aici, ăștia sunt banii, fiecare îi trece seria. Bă, și au scris să ia vreo 6 ore la asta. Un teanc așa de ziare, că nu erau copiatoare, nu erau nimic. Și chiar dacă erau tot așa, cu un indigo, originalul la mine, copia la ei. Le-am dat banii, au plecat cu toți banii. Eu m-am dus, am băgat foile alea de hârtie într-un borcan de sticlă și m-am dus la una așa a mea, chiar lângă arestul IEP-ului era. Și am băgat într-o de-asta, de nisip, borcanul. Am astupat cu un carton la gură, așa. Și când m-au arestat, m-a întrebat, unde sunt banii? Le-am dat banii lui Dinamo. I-a chemat pe ea, pe Dinamo în fața mea. Și procurorul general al Republicii, Diaconescu, generalul Diaconescu, i-a chemat. Ea nu a recunoscut niciunul. Nu, domnule, n-am luat niciun ban. Bă, sunteți nebun. Păi nu v-am dat banii. Nu, domnule, n-am dat. Eu aveam ăsta, dar m-am gândit în felul următor. Dom'le, dacă le dau proba asta acum, sigur mă împușcă. Și atunci am preferat să stau în arest până nevastă mea s-a dus la Anagnoste. Anagnoste era senator în primul parlament după avocat, Revoluție. Da. CPUNE. Da. Și vine la mine în arest. Ce, mă, copile, păi n-am, bă, ce să-ți fac, bă. Sunt atâția bani pentru așa ceva, pe timpul lui Ceaușescu te împușca. Bă, ce ai făcut cu banii? Păi le-am dat ăsora. Ai, domne, fii serios, că n-au recunoscut niciunul, domne. Și eu îi spun, și dacă n-au recunoscut? El se uită la mine, păi am semnăturile la 11 oameni. Ce ai, mă? Am semnăturile la toți care au luat banii. Păi și unde sunt semnăturile? Treaba mea? Numai în instanță. Vine nevastă mea cu ele și le dă în instanță, că mă scoateți la judecat. Băi, eu sunt avocatul tău, ești nebun. Cum ai stat 7 luni și ceva aici și n-ai scos asta? Păi mă împușcau, domne, pentru asta. Mai stau încă 7 luni. Până trebuie să mă scoată la un judecător. Și la judecător, în instanță, scot proba. Mă, ai așa ceva? Cum să n-am, domne, îi zic eu. Domne, jură-m. Jur că am așa ceva. Bă, să nu mă faci de râs. Nu. Bărberește-te, îmi zice, și pleacă. Mă duc, nici nu m-am bărberit. Da, nu mă, să ce, am zis eu. Atunci îl văzusem, avocatul meu. Atunci. Bă, peste o oră, domnule Dragomir, îmbrăcați-vă, luați-vă, acestea sunt hainele, hainele erau în altă parte, nu erau acolo. Acum ai voie să-ți iei hainele în celulă. Mă îmbrac, mă bărberesc și mă duce direct la generalul Diaconescu, șeful tribunalelor militare din această țară, unde era și Florescu martor, acolo.
Florescu, general, care e general acum, ăla care a participat la moartea lui Ceaușescu. Un băiat admirabil. La proces. Da, da, la proces. Și mă duc la el și îmi spune: măi băiatule, sunt mulți bani, eu i-am chemat pe toți aici și nu recunoaște nimeni. Uite cu domnul senator Anagnoste. Păi domnul general, și au semnat, dom'le, cum, unde au semnat? Păi am semnăturile lor. Și unde ai semnăturile? Aici, la 3 minute. Cum? La 3 minute. Îi chemă pe afară să nu-i puneți cătușe. Mergeți cu el să nu cumva să dispară ce vrea să-mi aducă. Uie, mă, eu cobor, dau 300 de metri. Mă duc, dau ăla la o poartă, iau ăla plin de nisip în brațe, cu cartonul ăla ăsta și vin în fața, intru iar peste ei înăuntru cu borcanul de ăsta, îi dau un pumn la cartonul ăla, care era un carton negru ăsta, scot hârtiile de aici și le dau lui generalul Diaconescu. Ăsta-l ia, fii atent aici, parcă, băi, n-am văzut în viața mea așa ceva. Se uită la semnături. Dom'le, ai stat 7 luni de zile degeaba în pușcărie? Păi, domn general, mă împușcau ăștia dacă... Eu n-am furat, n-am făcut nimic. Eu ne-am dat banii, domnule. Cum, mă, băiatul, ai stat 7 luni jumate în pușcărie, de frică că mă împușcă? Păi dacă nu recunoștea niciunul că a luat banii? Uite așa, trage sertarul, scoate o foaie de hârtie, uite atâta, ordin de eliberare. Îl semnează aici și mi-l dă în față. Ești liber. Ia stați, domnule, că trebuie să îl predea, să nu știu ce să facă. Și mă duc chiar la arest. Aștept o jumătate de oră, aștept o oră, nimic. Bum, 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 nu știu, băi, sunt liber. Nu ești liber. Și vine, trebuie să ne dai o declarație că ți-au dispărut, că nu ți-au dispărut bijuteriile de aici. Și bijuteriile ar fi dispărut pe drum, au căzut din mașini, din astea. Păi, sunteți nebun cum, dacă m-ați anunțat acum o lună că nu mai sunt bijuterii. Mi le-ați furat, nu? Da. Dați-mi dracu drumul, că nu vă zic nimic. Dar dați-mi și mie ceva, nu se poate nimic așa. Dom'le, îți dăm aur la gramaj. Cât ce scrie în procesul la verbal de la Brașov, îți dăm aur. Bine, bă, dar eu le dădeam și ceva, aveam pe acasă, nu mai să-mi dea drumul, îți dai seama. Și m-au pus în libertate, mi-au dat un pumn așa de lănțișoare, de cruciulițe. Ce aveau și ei, de, ce aveau... Ce să mai găsi, nu, să... Nu, ce aveau ei acolo, ce, nu de la... Ce aveau confiscat. Ce luaseră de la alții, mă, vezi de treabă, ce dracu. Și așa mi-au dat drumul. Și nu mi-au dat drumul până au zis, stai un picuț, ăsta, procurorul Aninoiu, era un om care n-a fost rău. Ăsta n-a dat nicio achitare în ultimii 10 ani. Să mai spunem o dată pentru cei poate mai tineri care se uite acum. Despre anul 90, cam prin ce lună să fie? În septembrie. Septembrie, da? Da. Ca să înțelegem cu toți, iertați-mi, spuneți-a ce vremuri de căcat am trăit și noi credeam că... Ce revoluție de căcat. Da, de căcat, da. Știi ce mare revoluție, mare, că revoluția lui căcat al lui Pește, adică erau... Băi, dar fii atent aici. Unii credeau chiar... Băi, procurorul Aninoiu... Unii au murit pentru că ăștia... Procurorul vine la mine și spune, exact. Domne, stai un picuț, că nu scape așa ușor. De ce? Te-am ținut degeaba 7 luni. Bă, sunteți nebun? Păi, nu fă reclam, nu fac nimic. Nu, trebuie să ne dai ceva. Să te trimitem în judecată pentru astea 7 luni. Păi ce să vă dau? Păi găsește tu ceva și dă-ne și nouă ceva. Eu stui pe loc, îi spui, n-am respectat ordinul militar. El se uită la mine, ce ordin militar? Păi am plecat cu echipa în Cipru și postelnicul personal însemnase și de acolo trebuia să plec, să vin în România și din România să plec la Port Said, că aveam un meci la Port Said și la Cairo cu echipa Victoria. Și n-am respectat ordinul militar. Și ce ai făcut? Am trimis marfa cu avionul acasă din Cipru și eu am plecat cu un vaporaș cu ăsta la Port Said. Raude,
Bă, dar al dracu ai fost, îmi zice ăsta. Dom'le, al dracu, ne al dracu, puteți, n-am spectator din un militar. Bă, și l-a chemat pe postenicul martor la mine în instanță. Cum credeți că a venit postenicul martor în instanță? Că el semnase ordinul militar. A venit în lanțuri, că pe vremea aia așa era. Nu! A venit în trainingul care scria Victoria București pe el, ați mai pomenit așa ceva. Îl dădusem eu cadou. Hai de capul ăsta. Băi, Puma, așa, training. Și l-au întrebat pe postenicul. Domnule postenicu, dumneata ce ministru ai fost, domnule, dacă asta... Postenicul ăsta era chiar un dobitoc? No. Nu? Hai, domnule, făcea pe prostul, era artist. Artist? Artist, ascultați-mă ce, eu când aud că ăla prost. Păi ăștia au făcut oameni, au făcut din România. Dacă te uitai la el așa, la când secvențele din proces, ce părea un mare dobitoc. Mă, nu poate, un șef al securității statului nu poate să fie... dobitoc. Că îl schimbase Ceaușescu și îl fusese ministru. Asta era altceva, era politic, dar el fusese șeful securității statului, bă, știa toate secretele. La 87, 81, 87 cel puțin cu mine s-a purtat cel ce a avut grijă de el și mi-am dat seama că are mare caracter, a fost Mircea Lucescu. Până a murit, a avut grijă de el. Cred că i-a dat și bani, i-a dat de toate. Nu fiul lui, Mircea Lucescu, care, părerea mea este că asta a dat dovadă de mare caracter. Și așa m-au achitat toate instanțele militare, că l-a întrebat, de ce te ai semnat dumneavoastră ordinul dumneavoastră, ministru? Dom'le, nu îl cunoașteți pe Dragomir. De ce? Păi venea la mine și spunea, doamne ministru, semnați-mi domnule și mie să mă dau și o mare la nuță și la asta, că am relații cu dumneavoastră, cu asta. Asta în instanță, bă, fii atent aici. Și dumneata, și eu semnam, domnule, nu puteam să-l refuz pe ăsta. Pe ăsta nu poate să-l refuze nimeni. Fii atent aici. Nu o să-i faceți nimic, că e nevinovat. L-am verificat eu de nu știu câte ori. Că și noi am crezut că e dubios. Fii atent aici, în instanță, bă, fii atent aici. Și cine credeți că era judecător? Lucescu, care... A fost în procesul, dar eu îi port un respect deosebit. A murit, mi se pare, Lucescu. Nu știu dacă a murit sau nu a murit. Nu cred că a murit. Așa, un caracter ales. Dom'le, în momentul când a zis, când i-am spus, dom'le, banii i-ai dat? De dom'le, semnăturile. Păi atunci de ce ai stat? Păi tu ce i-am spus și în general lui Diaconescu? Am stat de frică că mă împușcău. Bravo, băiat. Și m-au achitat. În toată cartea asta și interviurile pe care le-am citit, plus dialogurile pe care le-am avut împreună de-a lungul timpului, în toată perioada aia despre care vorbim înainte de 1989, când Dumnezeul era securitatea peste tot, oamenii erau în pușcării, erau o nebunie întreagă, avea o capacitate extraordinară de a te strecura în diverse contexte. Cum Dumnezeului de n-ai pățit nimic în toată perioada? Ai mai reușit să faci și bani? Da. N-ai reușit, adică ai reușit să ocupi niște super funcții la un moment dat, să te vezi și cu Ceaușescu, te ura cu Ana Leana, nu prea îi plăcea, am înțeles așa, domne, de ce rezultă, dar cum de reușeai toate lucrurile? Domne, fiate, care era? N-am avut nicio pilă. Sunt un copil de la țară, numai că am fost un copil istez de când munceam în curte. Și m-am descurcat de așa natură încât, eu gură mare fiind, eu n-am supărat niciodată pe nimeni. Și munceam și făceam treabă bună. Unde am fost? La Vâlcea. Ana Leana, nu prea îi plăcea. Fii atent aici, la Vâlcea. Păi m-a promovat pe mine la Vâlcea, de ce? Pentru că am făcut singur echipa, tânăr fiind, am făcut o echipă din eu m-am dus în toată țara așa, din nimic, am luat Cupa României. Am promovat în prima ligă. Gură mare ce am avut, m-au dat și afară. Fii atent, m-au luat, m-au dus la Federația Mare Partizată la Oradea. Am fost și la Oradea, ai dat post în învățământ de titulare nevestimii, bine în centrul orașului, și la Oradea. Am stat 11 luni și nu plecam niciodată din Oradea. Dar m-a chemat la Scornicești. Tot așa, aveam niște rezultate nebune. M-am dus la Oradea după locul 11 și am adus-o pe locul 3. Păi și cum făceai? Păi erau, că doar nu antrenai pe jucători. De ce? Eram antrenor, eram antrenor și știam bine, făceam transferuri bune. Umbleam după jucători și făceam transferuri bune. Dar ce vreau să spun? De la Oradea m-au chemat generalul Dragnea
În două zile eram președinte la Scornicești. Nici asfalt nu era la Scornicești. Mi-au dat un apartament cu 4 camere. Copiii mei, trăia și al mare, ziceau să rămână la vacă când treceau pe drum. Și am stat 3 ani acolo, am băgat-o în B, am băgat-o în A și am rezistat un an în prima ligă. Dar cine avea nebunia asta cu Scorniceștiul să facă mare echipă? Că era Gheorghiță, fratele lui Nealică, care era soțul sorei lui Ceaușescu. Uh-huh. Și acolo a fost un om foarte deștept care a făcut avere Scorniceștiului. Acum s-a ales praful de tot. Era un evreu deștept, Lucian Gansievici, care m-a iubit pe mine ca pe și copilul, el n-avea copii. Și învățat de la el, cred că se face. Bineînțeles. Adică omul era... Bineînțeles. Da. Și eu eram spirit. De la Scornicești am avut contract cu ei 3 ani și singurul care am plecat fără tinichea de coadă. Altfel, toți au fost paradiți care au plecat. Mie nu mi-au făcut nimic pentru că eu am promovat. Le-am făcut stadion, le-am făcut... Dom'le, eu eram dracu pe pământul ăsta. Fii atent aici ce spun eu. Acum eram la ușa unui dintre ei, mâine eram la ușa ca să obțin, nu pentru mine. Uh-huh. Și ei vedeau că... Și m-am dus la Brașov. Imediat. M-au pus președinte la Brașov, mi-au dat apartament, tot. Le-ai făcut și stadionul la Brașov. La Brașov, bineînțeles. Doamne, Dumnezeu, le-a dat... De dimineață până seara eram... la antrenamentul copiilor, primul centru de copii și juniori, eu l-am făcut în țara asta, la Brașov. Aduceam marile valori din Olanda, din Germania, de asta, pentru copii. Ei au, primul secretar, ăsta Radu, când a văzut, dracu pe pământ. Dom'le, la 7 eram la servici, la 10 eram la acolo, înțelegi? Și atunci... Și scriau, presa scria foarte bine de mine. Eram în fiecare an cel mai bun președinte de club din țară. Eram tânăr, bă, aveam ce dracu, 30 de ani. Și au venit ăștia de la... i-a trimis postelnicul pe unii, ia duceți-vă, mă, că vreau să-l pun comandant la Dinamo. Și a venit postelnicul în Poiana Brașov, l-a chemat pe Ion Radu și pe mine. Eu să trăiți, m-am dus acolo, m-am prezentat. Tu ești, bă, hoțul ăla de Dragomir. Eu sunt oașul ministru. Trăiți și am furat. Da, nu. Sunt hoț neprins. Mai bine nu întrebai. Da, am zis, sunt un hoț neprins, pentru că nu m-ați prins nimic. Și dumneavoastră ați dat ordin ca să mă curățați. Bă, aveam un tupeu. Primul secretar îi tremurau mâinile, mă, n-am văzut în viața mea frică mai mare... ca de numele de postelnicu. Puteai să-i spui de Ceaușasca, puteai să-i spui de Ceaușescu, la oricine. Dar dacă îi spuneai de postelnicu, înghețau toți, voi fraților, n-am văzut în viața mea. Parcă erau resorturi, când vorbea cu ei, se ridica un picioare, bă. Prim secretar de județ, voi, secretar ai Comitetului Central și așa mai departe. Înțelegi? Și mi-a zis, dragă, vreau să vii la Dinamo. Am înțeles. Fii atent aici, să vă pun o secvență, că asta este, nu știu dacă am spus-o pe asta. Fii atent. Eu am zis nu, prima dată, m-a convins primul secretar, m-a mai trimis alt general după mine, multe... Dar de ce ai zis nu? Păi nu vreau să plec din Brașov. No, în Brașov am cea mai bună viață care am avut-o eu de conducător, la Brașov a fost. Uh-huh. Aveam tot ce-mi trebuie pe pământul ăsta. Erai regele junglei. Doamne, Brașov a fost, dacă nu murea fiul meu, cea mai bună perioadă a vieții mele. Și fii atent, hai să vă spun, mă fac ăștia capitan și trebuia să mă prezint capitan la postelnic, un birou. Uh-huh. V-am povestit-o pe asta? Asta este... Fii atent aici. Și mă îmbrac într-un echipament de milițian al lui generalul Geamănu. Și ăsta s-a sinucis acum vreo 7-8 ani în urmă. Înțelegi? El era jungla economic pe oraș, prieten cu mine, și avea căpățâna mare așa ca mine, mi-a pus-o chipiu și m-a învățat. Băi, ții chipiu aici și spui să trăiți tu așa ministru, sunt capitanul Dragomir, permite să raportez. Ai înțeles? Da. M-au făcut... Era uniformă de capitan? Poftim?
Da, era uniformă de capitan? Uniformă de capitan. Geamul nu era capitan la vremea aceea. Și mă duce la Nuță prima dată. Nuță, ia cum faci? Am pus chipiu aici, să trăiți, doar și ministru, sunt capitanul Dragomir, permite să raportez. Bravo, dragă, bravo, bravo. Mă, ia și mă duce, așteptăm noi în anticamera acolo să-i vină adjuncții de la securitate, că la postirnicul el stă aici, adjuncții de la securitate stau pe partea asta, adjuncții de la miliție pe partea asta. Și intru eu, fii atent aici, mă cheamă și intru eu. Și intru și zic, să vă trăiască familia, dragi ministru. La care, băi, fii atent aici, Dane. Odată s-a plecat așa și zice, Nuță, ăsta e idiot. Marș afară. Mă dă afară, în astea. Vine Nuță după mine. Ce dracu, domne, nu poți să ții minte, nu poți să ții minte o frază, domne, ne faci pe toți să ne. Înțelegi? Și eu îi spun, cum să nu ții minte, domne, astea? Ia uitați. Să trăiți tu așa ministru, sunt capitanul Dragomir, permite să raportez. Fii și Nuță, de ce nu spuneți? Păi nu vreau. Ce faci, mă? Păi nu vreau. Păi de ce? Păi ce, pe mine m-ați adus milițian aici? M-ați adus să conduc un club de sportiv. Păi ce, eu pot să mai ajung general ca dumneavoastră? Păi ăla se uita la mine. Eu de unde să știu că postenicul cu ăia ascultă ce vorbesc eu în anticameră cu Nuță? Și aud, bagă-l înăuntru. Eu când am auzit bagără înăuntru, am zis, gata, mă trimite pe graniță cu rușii mâncăți. Când mă bagă înăuntru, să trăiți doar și ministru, sunt capitanul Dragomir, permite să raportez. Sunt la ordinul noastră. Nuță, ăsta nu e idiot. Ăsta e hoț, e șmecher. Ăsta a venit să-și bată joc de noi. Doar ministru, vă raportez. Eu, că eu nu-mi bat joc de dumneavoastră. Mi-e o frică de dumneavoastră de mor. Pe onoarea mea, dacă am pulsul acum 300, dacă ăsta. Dar am vrut să vă dovedesc că eu nu sunt ofițer de carieră. Eu mă pricep la sport. N-am făcut nici armata, am făcut-o ca sportiv. N-am tras cu pușca, n-am tras cu pistolul, n-am arme, n-am ăsta. Și vreau să lucrez la sport. Da, dragă, sigur că da. Dar te-am pus comandant pentru că așa a vrut Nuță să te ia la el, că eu am vrut la Dinamo, nu la Victoria, dar eu mă înțelesesem cu Nuță, știi, că Nuță are nevoie de... Mi-a plăcut de Nuță, așa cum, și de Marin Bărbulescu. Tu aș ministru, eu sunt comandant din naștere. Mă, când a auzit asta, fii atent aici, n-am să uit în viața mea, aveam un pahar, uit atât, cu îi pusese un uischi aici și restul sifon, înțeleg, îi punea pe... Atunci l-am văzut și eu râzând, nu prea râdea nici postilnic. Bă, tristeți. Uite, dragă, să fii serios. Nu mai joci jocuri de noroc. Te-a lovit aici. Când am auzit. Așa că o tablă tu așa. Nu ți-e rușine? Bă, că mi-a zis. Dar, dragă, la noi este democrație. Bă, când am auzit, pe onoarea mea, dacă mureau toți. Bă, știi cum stăteau ăia? Uite așa. Că mi-a zis, mie ia loc. Aia și ne-am picioare. Eu, isteți, dragi ministru, nu vă refuz să stau jos, dar mi-e rușine de dânși. Vă rog eu frumos. Și atunci i-a pus pe toți să stea. Și ei și-au dat seama că în grațiile... am intrat în grațiile la toți. Că dacă la oricare mă duceam, nu mă refuzat de nimic. La orice adjunct mă duceam. Uh-huh. Și erau unii deștepți rău, bă, era moț ăsta de la... Hai de mine, era Rațiu, generalul Rațiu, erau ăla Gianni. Erau de la securitate. Toți, mamă, plus ăsta de la securitate de la municipiul Goran. Era minte, hai de mine, luminată de tot. Asta. Mie nu mi-era frică de nimic. Dacă nu făceam, ce făceam? Business. Pentru business ce putea să-mi fac? Nu făcea jocuri de noroc, nu mai jucam atunci. De frică. Mi-a zis asta. Care a fost cea mai mare sumă pe care ai câștigat un joc de poker? Păi eu mai țin minte ce. Așa, ca dacă să înțelegem. Pe cât să, nu... să juca așa? Nu o să juca la sume mari. Nu din jocuri. Să știi de la mine, jocurile sunt bune pentru minte. Să te țină cu mintea. Uite, eu am 76. Mitică, știi cum e? E vorba aia, că norocul se plimbă. Niciodată nu stă la un singur jucător. Nu, dar... Și atunci, când tragi linie, ori ai pierdut puțin, ori ai câștigat puțin. Dane, să spun o chestie. Eu nu spun la nimeni să joace jocuri de noroc, că nu sunt bune. Dar pentru minte,
Este bine să joci o tablă, să joci un șah, să joci asta. Este foarte bine, ascultați. Uitați-vă, la, uitați-vă la 7-6 de ani la mine, dacă nu țin minte, tot de la 5 ani. Bine, și citesc în fiecare zi de la 7 la 9, toate ziarele și toate astea ce apare online pe presă. Mai citesc seara, mai joc o tablă, mai, adică am grijă de mine. Că dacă lași mintea să nelucrată, taticu, te duci. Da, așa ești, un temperament coleric, neatică? Da, da, da. Da, am făcut atâtea greșeli în viața mea, Robertino, încât n-ai tu, să ai tu de 100 de euro în buzunar, câte greșeli am făcut eu, dar n-am făcut greșeli majore. Hai zi trei sfaturi așa pentru, ca om trecând prin viață, repet, că e o viață asta spectaculoasă și dinainte de 89 și de după, și prin afaceri, și prin șmecherii, și cu jocuri de noroc, și cu oameni mari întâlniți. Trei chestii importante în viață. Primul și așa zic eu, primul este să fii serios. Adică dacă așa am crezut eu, dacă îți dă cineva o întâlnire la 11, să vii la 11 fără un sfert. Niciodată nu 11 și un sfert. Punctualitatea. Obligatoriu. Cuvântul, dacă ți-ai dat cuvântul, domne, ăsta, paharul ăsta e roșu. Toată lumea se uită, nu e roșu. Așa mor cu el, te duci în mormânt cu, cu el. Altfel, fără seriozitate și munca. Băi, fraților, dacă n-ai rezultate în muncă, nu te ține nimeni. Ascultați-mă. Eu n-am nici o pilă. Când aud pe câte unii, dom'le, n-ai nici o pilă, reține ce vă spun, nici o pilă în viața mea să fi avut vreun neam prin partide, undeva, un copil de la țară, plecat de la țară, vai de mama mea, care m-am descurcat singur, am avut un singur noroc, v-am mai spus, și o nevastă mea. Tu o cunoști, Robert. Important. Băi, nevastă mea a avut grijă și de copii și de mine, înțelegi? Iar eu, iubind-o, îți dai seama că am mai lăsat din tâmpenii, că altfel, dacă nu era ea, o luam razna de tot. Ce să mai... Adică, am și eu o întrebare. Ai văzut în decembrie 89, septembrie 90, ce înseamnă răutatea oamenilor și ce înseamnă tipul ăsta de atitudine? Când s-a mai întâmplat a doua oară? Cu Ponta, când m-a dat afară. Nu eram supărat dacă mă dădea afară, dar a vrut să mă bage nevinovat la pușcărie. Și am avut 4-5 procese. De ce? De ce? Dom'le, n-am tăcut. Asta e fără precedent. Cu o seară înainte de alegeri să chem tu prim-ministru și viceprim-ministru al guvernului, să chem tu patronii și președinții la un hotel și să le promis versus ca să nu voteze cu mine. Ai mai auzit așa ceva în lume? Dom'le, dacă mai există în lume așa ceva, eu... Dom'le, cum trebuie primul ministru și primul prim-ministru? După aia am stat de vorbă cu amândoi. Ăsta a recunoscut la televizor Ponta și la România TV, că era să mai iau cu un scaun după el, să-i dau cu un scaun în cap, că vrea să vorbească cu mine. Ce să vorbești tu cu mine? Tu m-ai distrus și vrei să vorbești cu mine. Dar ei, nu pe mine au vrut să mă curețe. Ei au vrut să pună mâna pe banii din drepturile de televiziune și au pus. Stai puțin, ca să înțeleg. Deci era Victor Ponta cu Gabriel Oprea, da? Nu. Gabriel Oprea n-a fost. Cu Dragnea, primul Dragnea. Și Dragnea mi-a recunoscut și mi-a spus că bă, eu mai puțin am contribuit, dar n-aveam ce face, că m-a luat cu el la discuție. Vreau să punem mâna pe banii din drepturile de televiziune? Păi le-au pus. Dacă eu nu făceam licitație, eu eram și acum președinte. Adică ei m-au fost drăguți mă cu mine, m-au chemat și au spus, ne-aminti că trebuie să nu faci licitație. Cum să nu fac licitație? Mă duc la 70 de ani, că era acum câțiva ani în urmă, mă duc la 70 de ani la pușcărie, eu fac licitație, nene. Dacă pot să vă ajut cu ceva, bine, dar eu nu vreau să-i ajut pe ei, eu vreau să-l ajut pe vântul, eu spun cinstit acum. Asta. Înțelegi? Și... Vântul care voia drepturile de televizare pentru televiziunea pe care o făcuse atunci. Da. Și dacă nu era vântul, nu erau drepturile astea de televiziune. Da. Pentru că vântul s-a dus cu licitația până la 100 de milioane. Uh-huh. Altfel se oprea licitația la 25 de milioane. Vă spun de acum, atât erau. Cu cât am vândut eu atunci, acei bani sunt și acum. Și bineînțeles că m-au dat afară. Acum, în câteva zile... au vândut fără licitație unui offshore din Malta și am tot spus, băi fraților, diferența care a plătit-o Digi la offshore, dacă se ducea la cluburi,
Nu era, mă, extraordinar? S-a dus în campania electorală a lui Ponta. Și m-au curățat. Da, da, eu știu multe. Mi-a spus Ghiță, bă, înainte de a pleca în țară, la Ambianz. L-a așteptat pe fiusă, mi-a spus Ghiță tot ce s-a întâmplat, cum l-a sunat din Dubai pe Becali în pușcărie. Mi-a recunoscut Gigi Becali după aceea la Ambianz de față cu martori. Știu, deci Ghiță mi-a spus clar, a fost cu Ponta în Dubai, și Dumnezeu, să lăfăiau un banii, diferența este destul de mare dintre banii care i-a luat offshore-ul, uh-huh, și offshore-ul i-a vândut lui Digi. Dom'le, eu n-am mai vrut să mai risc. Dacă eram mai tânăr, riscam. Dar ajunsesem la o vârstă în care am zis, bă, frate, ăștia așa erau cu ochii pe mine. Afară de asta vreau să spun, până mor, m-a chemat Johnny Popescu, Dumnezeu să-l odihnească. Johnny Popescu era când era șeful, când era înaintea lui Coldea. Era adjunct. Adjunct, da. M-a chemat, el e dintr-o zonă, de unde sunt eu de acolo. El e din Roșile, eu din Bălcești. Da. Și m-a chemat la el în birou. Avea un birou în fața Casei Poporului acolo, jos, la parter. O sală. Așa m-a chemat. Eu n-aveam frică de nimic. Îți dai seama, eram... Și mi-a spune, băi, caută să nu greșești, că ce e pe urmele tale? Și mi-a zis o frază care n-am să o uit în viața mea. În ureche mi-a zis, vezi că ai microfoane și sub limbă. La care eu m-am uitat. Păi ne Johnny, mâncați-aș gură, că îl cunoșteam de când era la magazin. El, nu știți voi că sunteți tineri. El, la Centrocop. Așa, vezi, era acoperit acolo. Și acolo l-a luat profesorul și ăsta, era un băiat de o deșteptăciune rară, mă, Johnny Popescu. Și îmi spune în ureche, fii atent aici, vezi că ai microfoane și sub limbă, caută să nu greșești, că nu te poate apăra nimeni. Bă, când mi-a zis asta, fii atent aici. Păi și îi spun, da, eu mă apăr, eu nu greșesc cu nimic. Și de atunci, fii atent aici, nu stăm de vorbă niciodată, n-am stat 10 ani de vorbă cu vreun președinte de club 1 la 1. Mai chemai pe cineva în birou? Doi, da. Ori juristul, ori avocatul, ori pe cineva. Bă, 10 ani, nimeni, unul la unul n-am stat de vorbă. Bă, jucam jocuri de noroc cu ei, ia de aici. Și spuneam, cine vorbește de fotbal ceva, mă ridic și plec. Unul nu vorbea de fotbal. Mă, când i-aud pe unul că au pierdut jucători, nu e nimic adevărat, sau cel puțin nu când eu jucam, înțelegi, cu ei. Dar bine, atunci erau și unii care aveau bani și erau... Ne-am întâi, cum te gândești astăzi la Corneliu Vadim Tudor? Doamne, am scris a doua carte și din cauza asta n-am scos-o și nici nu cred că mă las să fiu meu să o scot. Doamne, dacă n-am cu Vadim Tudor, e unul dintre cei mai deștepți oameni pe care l-am cunoscut. Eu am stat între ei. Cred că voi știți. Eu am stat cu Pănuș Neagu, cu Piliuță, cu... Cu Vadim ai ajuns parlamentar. Da, Vadim am ajuns parlamentar. Bunesc că știai dinainte de 89, adică era așcadă dinainte. Păi nu l-am luat, mă, pe el și pe Eugen Barbu. Pe Eugen așa. Barbu l-am salvat. Am fost pe turneu în Egipt sau unde? În Egipt l-am salvat de la moarte, mă, frate, că avea un cioc aici. Așa. Și când s-a plecat sau făcea, îi se punea și rămânea paralizat. Și s-a plecat peste o balustradă. Așa. Erau 50.000 de oameni la meci. Că i-am luat eu, i-am luat în Cipru, i-am luat în Egipt, i-am luat peste tot. Și până Jean și pe Vadim. Și eram prieten, bă, prieten bun cu ei. De o deșteptăție. Părerea mea este și că... Și cum l-a salvat? Stai că să înțeleg. Deci ce făcuse? S-a plecat peste balustrada aia? S-a plecat peste balustradă și... gata, știi? Nu știu dacă sunt... Dacă pleci într-o parte, nu mai poți să mai vii... Bă, și se ducea, uite așa, se ducea peste balustradă, era la etajul 4. Praf se făcea, fii atent aici, îi făceau și pe aia de jos. Și când am văzut că alunecă pe lângă mine pe aici, imediat la mâna Jeane, mâncați aia, jucără, mă, ce faci? Și l-am tras înapoi pe scaun. Și îmi spune, fă-m un pic de masaj aici. Și am făcut la gât și a revenit, s-a ridicat, m-a pupat și mi-a zis,
De unde ai știut că am, nu știu cum mi-a zis el, cum se numește chestia aia, nu mai zice. Cervicală, medical. Ceva, bă. Nu, mă rog, așa, am limbaj de ăsta țărănesc al meu, un cioc din ăsta care îți ia nervul și, mă rog. Și am fost cu Vadim înainte de revoluție, eram prieten cu el, cum? Dar de ce zici că nu te lasă fiul să publici secvențe? Sunt multe, de exemplu, am băgat în cap asta și procesele vieții mele, procesele. Uh-huh. Pentru că eu n-am niciun proces în care să am 1% vină ăștia care m-au trimis ei în judecată. Eu dacă aș fi judecător și aș fi de rea credință și aș vrea să mă judec pe mine, să mă bag la pușcărie, nu pot. Pe mine rețin, care știu viața mea. Asta nu conta niciodată. Da. Că abuzuri, că te bate abuziv, dar pe drepte. Păi bă, fratele meu, mă feream să greșesc cum nu vă puteți imagina. Bă, plecam la mare cu șoferul și îi spuneam să nu depășești 120 de kilometri. De frică. Sau, aici, Dumnezeule, dacă făceam o greșeală, nu făceam. Păi ce erau pe urmele mele? Ce au venit? ANAF-ul, toate minunile. Păi băi, vă dau acum un episod, cum au vrut să mă bage la pușcărie. Trimite ANAF-ul o doamnă și doi băieți în control la mine la societate. Și iau niște acte din contabilitate. Fără să ne spună și nouă ce sunt, fără... Și mă trimit în judecată. Fii atent aici. Pe ceva care nu există. Deci, reține ce spun. Pe ceva care nu există. Și eu, vine contabila șefă și îmi zice, domnul Dragomir, ăștia de la ANAF cer și ei 5.000 de euro, că pleacă șeful lor în Dubai. Și eu stau și mă gândesc, ce vă spun acum, nu e în favoarea mea. Bă, dacă eram vinovat de ceva, îmi cereau ăștia 50.000, nu 5.000. Uh-huh. Eu așa am dus-o, cu mintea. Și spun ălia, să nu-i dai niciun leu. Și mă duc peste ei, eu. Peste doamna asta și peste cei doi. După aia au fost martori și au recunoscut în proces ăsta. Și șeful ANAF-ului s-a dus la pușcărie. Și fii atent aici. Îmi spune, domne, ne-am mitică. N-avem loc de întors. Ne-am spus ăsta că să-ți luăm 5.000, că pleacă la Dubai. Cine era? Blejnar, șeful? Nu era Blejnar, era... Pop. Pop. Ăsta... Da. Care după aia a fost arestat. Uh-huh. Pentru chestiile astea a fost arestat. Și vicepreședintele ANAF juca tenis cu fiul meu. Și spunea, domnul, să stau eu de vorbă cu el, la mine în birou. Îl ia la mine în birou și spun, bă, ăsta îmi cere 5.000 de euro. Sunteți nebuni? Eu nu dau bani în cavaș, bă, eu nu... La mine, o sticlă de uiți fiul ăsta, dacă să dau bani, mai ales că sunt și nevinovat. Și fii atent aici, ca să-l înțep, îi zic, îți dau ție 5.000 de euro, te tu și dui. Băi, a zbugit-o din birou de la mine, mă, că ți-aș gura ta deschis-o, a rupt-o de fugă. Atunci mi-am dat seama, dacă eu dau cei 5.000 de euro, că era pus, ăsta era omul Ponta de la ANAF, Pop. Da. Șerban Pop. Bă, o să-ți fac o schemă, de fapt. Da, sigur că da. Bă, dar e posibil. Cum să bagi, bă, un om nevinovat la pușcărie să-i faci chestia asta? Fii atentă. Peste câteva timp, mă cheamă o procuroare, mă, că bagi gura cu asta. Bă, mă cheamă o procuroare la DNA. Și îmi spune, domnul, dragă mea, dacă sunteți sincer cu mine, nu vă trimit în judecată. Dacă mă mințiți, vă trimit în judecat. Uh-huh. Cum e cu cei 5.000 de euro care vi-a cerut doamnă, uitați care este. A venit directoarea economică, mi-a zis că sunt 3 acolo și de ce nu le-ați dat? Că de obicei, nu, doamnă, n-am dat niciodată, nici nu dau, de frică. Eu știu ce se întâmplă asta. Păi bine, doamnă, dar au cerut ei, nu dai dumneata. Ia, mă înțepa. Doamnă, de frică, doamnă, n-am dat. Fii atent aici. Și ea apasă pe un buton și îmi pune înregistrarea cu ăia, bă, fratele meu.
Mai auzit așa ceva? Ești liber. Și nu m-a trimis asta. Înregistraseră în birou sau veniseră ei cu înregistrarea? Nu, înregistraseră în birou. Aveau microfoane în birou. Da, îți dai seama. Și așa am scăpat și pe ei au... nici pe ăștia care au recunoscut ăia, trei, cred că nu le-a făcut nimic, dar Șerban Pop s-a dus la pușcărie. Zoe Ceaușescu. Zoe, o mare doamnă. O mare doamnă. Hai să vă dau o secvență. N-aveți, mă, timp, că vă povestesc. Avem bă, timp. Băi, fii atent aici, Dani. Dani, în izolare, de ce? Băi, Dani. Jucam cu Steaua București, Victoria, cu Steaua București pe o zăpadă, uite așa. Pe stadionul Victoria. Mă cheamă postelnicul seara. Dragă, dacă vă atingeți de Steaua, te trimit pe graniță cu rușii. Fii atent aici. Deci mai rău nu exista decât eu, să fii la graniță cu rușii. Da, ia, dar eu, tu ești ministru, nu înțeleg bine. Cum adică să nu... Ui, bătem! Bătem, pitule, bă! Bă, nu te atingi de Steaua și de Dinamo, pentru asta te-am angajat aici. Eu ce fac? Altă greșeală care am făcut-o în viața mea. Înainte de meci, mă duc în cabină și le spun jucătorilor: băi, dacă îi bateți pe Steaua, vă dau primă, nu știu, 5.000 sau 10.000 de lei de jucător. Da, cred că 10.000 de lei. Da, bătăți-i pe Steaua. Postelnic, cum spusese? Nu. Hai să vedem. În tribună, Valentin, Zoe, la Victoria, era o tribună oficială mică, unde Steaua să stea aici, postelnicul cu Nuță și cu ajunți în partea alaltă și ascultau tot ce vorbeau ăștia în partea alaltă. Uh-huh. Ca la microfon ascultau. Fii atent aici. Bă, și iau ăștia pe ăștia de la Steaua, bă, și numai în gaduri le aruncau, dar ăia aveau îți dai seama, cigase Cupa Campionilor Europene, era o echipă Steaua, Lăcătuși, bă, umblau toți să lovească pe Lăcătuși și da cap în cap, îți dai seama, avea niște crampoane, atâtea fugea de... ne-a rupt în două. Și la pauză, ăștia ai mei au cam dat la picioare, înțeles? Și la pauză mă cheamă Zoe. Era cu Valentin, cu ăsta. Bă, fie în moarte să fii de nesimțit. Cum îți permiți tu să înlovești jucătorii noștri? Zoe era pasionată de fotbal? Bă, da. Nu știu dacă... Mie mi-a zis să crăp dacă vă mint, frate, da. Vă jur. Și eu spun, distins-o. Exact așa i-am zis. Distins-o, să rămână. Eu o cunoșteam de la Sconicești, mâncasem... Distins-o, mi-a chemat postelnicul. Nu doar și ministru. Mi-a chemat postelnicul aseară și mi-a zis că dacă ne agățăm de voi sau facem vreun fault, mă trimite pe graniță cu rușii. Eu de unde să știu că postelnicul ascultă tot ce îi spun eu ăștia în cabina ailaltă. Uh-huh. Fii atent aici. Și ea se întoarce către Valentin și spune: vezi, mă, Valița, am spus eu că Posti este gentleman. Bă, n-am să uit toată viața mea asta. Și ce s-a mai zis Posti? Mă întreabă. Nu mi-a zis nimic. Mi-a zis așa, în felul următor: să pierdem și să nu cumva să vă accidentăm vreun jucător, că mă trimite pe graniță cu ruși. Da, bine, mă, bine, fie al moartii tu să fii. Glumea cu mine, înțelegi? Nu, asta era în jurătura maică-si. Da, la maică-si. Fii atent. Și am plecat. Și când să ies afară, vine un ofițer de securitate după mine și mă ia de mână și mă bagă pe ușa ailaltă. Uh-huh. Acolo erau toți. Postelnicul, nu l-am văzut pe postelnicul, mi-am dat seama că am făcut o greșeală. Dar eu făcusem o greșeală favorabilă, înțelegi? Și zice postelnicul: dragă, nu degeaba te-am adus eu pe tine aici. Nu ești băiat prost. Fii atent aici. Du-te acolo. Mă, peste o zi, telefonul, după ce plecau tovarășii acasă. Postelnicul: vino la mine. Mă duc la... S-a trăit așa, ministru, eu mă duc la frigider să-i pun un pic de whisky și apă. Dar asta, cum știam eu, ăsta... Nu, dragă, stai jos. Bine, mă, tembelule. Eu îți dau ție dispoziție să nu te atingi de ei și îi dai primă să-i lovească pe ăștia. Mă, nenorocitule, ți-am spus că te trimit pe graniță cu ruși. Doarășul ministru, vă făceam de râs pe dumneavoastră. Păi de ce? Păi dacă eu le spuneam, dați-vă la o parte, ne dau ăștia 7-8-10, de râdeau ăia de dumneavoastră acolo. Uite că nu ești prost, dragă, uite că nu ești prost.
Da. Destul de abil, neamitică, dar înțeleg că cu Ponta nu ți-a mers. Dom'le, știi de ce nu mi-a mers? Cu ăia, da. Că dacă dom'le, să vedeți de ce nu mi-a mers cu Ponta. Mă cheamă la o emisiune când Ponta avea o problemă cu un avocat de la Oradea, care murise... Lele. Da. Poftim? Lele. Procurorul Lele. Lele. Procuror. Era procuror, nu era avocat. Procuror, cum să zice. Da, da, fusese coleg cu Ponta. Și mă întreabă... mă întreabă Păunescu. Era o emisiune a lui Păunescu, înțelegi? Mă întreabă Păunescu. E vorba de Panait, ca să ne înțelegem. Deci era vorba de Panait, fost procuror. Deci Lele, Panait. Procurorul Panait murise și, și Lele era avocatul. Ancheta. Moartea lui Panait. Și eu, prost de gură, îi spun, dom'le, părerea mea este că și Ponta știe ceva de moartea ăstuia. Uh-huh. Mamă, și de atunci... Dar știai că știe sau pur și simplu ai aruncat-o? Mă, auzisem și eu niște povești. Înțelegi? Cum, atunci au fost povești multe cu astea, dacă îți amintești, Dane. Nu, da, da, da. Sunt mulți ani de atunci. Dar a fost o chestie de notorietate. Ponta a și fost trimis să vorbească cu Panait atunci. Sigur, erau colegi. Da. Aveau o relație, se cunoșteau. Da, și Adrian Păunescu mi-a pus întrebarea asta, iar eu, în loc să spun, nu știu, dom'le, ce mă interesează pe mine de chestia asta, m-am dat și Ponta pentru chestia asta numai. Afară de asta, Ponta a fost vicepreședinte la Național. Da. Da. Și ei au furat niște bani de la Național. Când era șeful corpului de control la Năstase. Nu, numai o secundă. Era vicepreședinte. Președinte era Gino, el era vicepreședinte. Da, dar și nu e în perioada vândut, lui Adrian Năstase. Domnule, au vândut la Timișoara niște jucători. Și în loc să se ducă banii în contul clubului, cum era legea și cum erau regulamentele sportive, s-au dus într-un offshore în Cipru. Uh-huh. Nu mai dau nume la un antrenor care e prieten cu ei și așa mai departe, care era și el atunci. Iar eu am văzut că au dispărut banii de la club, jucătorii erau neplătiți, eu eram președintele ligii, bineînțeles că am făcut mare scandal și prin presă. Și atunci, dacă el nu ajungea mare, ei îi încurcau. Ponta putea să ducă și la pușcărie din cauza chestii astea. Dar s-a pus Batista pe sambal. După aceea Iancu a venit și mi-a zis, dom'le, m-a chemat procurarea și mi-a zis să nu vorbesc nimic de Ponta și de ăsta, că dacă nu... Și mă scoate și pe mine, bază, m-a curată. Ne-am zis că lasă-i în pace. Bine, bă, i-am lăsat în pace. Dar banii nu s-au mai întors la club. Și Ponta și-a mai avut una. S-a legat de mine, era prim-ministru. Și a făcut o ședință cu toată lumea sportului. Și eu i-am răspuns foarte obraznic. I-am spus că nu face nimic pentru sport. Pentru asta a ajuns în fruntea guvernului. Așa, adică l-am atacat. Și atunci mi-a zis o chestie de arestare. Da. Dar mai am o întâmplare. Mă duceam la ligă. Nu, mă duceam către ligă. Și vine o mașină paralel cu mine așa. Eu eram în dreapta, la volan, Gino. Spune, băi, lasă geamul. Băi, nebunule, lasă-l în pace pe Ponta, că până vineri te arestează, mâncați-a și părată, dacă nu. Ce să-mi facă, mă, băgă-mea și făcea-mea și îți dai să încerea la gura mea, dar până vineri m-au luat. Deci se poate? Înțelegi? Numai că am avut mare noroc cu un judecător care fusese președintele CSM-ului, acum e avocat, să nu le dau nume la astea, și n-am stat arestat decât vreo 10 ore. M-au luat și m-au judecat de la 2 noaptea până la 6 dimineața. Ați mai auzit așa ceva? S-a întâmplat așa. La ora 1 m-au scos la judecată. Era presă la ora 6 când am venit. Erau presă, cred că agățați și pe becuri. Mă așteptau.
Cine s-a așteptat că mă pune în libertate? Și iată că nu m-au. Pentru că eram total nevinovat, domnule, nu aveam nicio tangență cu niciun proces pe care ei încercau să... Pentru că în momentul când le-am spus la curtea de apel, domnule judecător, acești bani nu erau ai ligii profesioniste de fotbal. Nu se poate, domnule. Ia uite ce scrie. Domnule judecător, citiți regulamentele să vedeți ce spune. Spune așa, ligile profesioniste de fotbal, la finanțarea ligilor profesioniste. Liga profesioniste de fotbal poate reține din drepturile de televiziune ale cluburilor până în 2%. Dacă eu din cei 2% dam comision, mă duceam la pușcărie. Dar dacă au uitat ei din banilor, ei au votat. Păi ai votat și dumneata. Nu, dumneata, eu n-am votat niciodată în 20 de ani. Mă, contă-mi, bă. Dumnezeu, n-am votat niciodată în 20 de ani pentru că regulamentul spune că numai în caz de paritate și paritate la mine n-a fost niciodată, nici când erau 18, nici când erau 16. N-am votat niciodată în viața mea. Aia a zis, e adevărat asta? Da. Martori. I-a adunat pe toți președinții, patronii, martori. Dumnezeu, sunt banii noștri, dumnezeu, ce vezi cu... Când dumnezeu nu-s banii ligii? Nu sunt banii ligii, dumnezeu. Și când dumnezeu, dragul meu, n-a votat? N-a votat dumnezeu niciodată. Când dumnezeu n-a votat? N-a votat dumnezeu că n-avea dreptul. Cum să voteze el pe banii noștri? Și atunci... Liber. Bă, după 12 ani de dus, era una... Să nu-i dau numele nici astea, ca să nu zică că sunt rău. Cu toate că ar merita să-i dau numele Danielei Toader asta. Așa, tocmai și-i lăsat. Bă, mi-a dat 12 ani de ani mâncase-și gura ta de pușcărie, fără să, fii atent aici, fără să citească o frază, cred, că din dosar. Dar mi-a dat mult ca să influențeze pe cei de la asta. Sau, în primul proces, ăla cu prejudiciul 296 de milioane de euro la Craiova, pusese Mititelu un junior 10 milioane, al junior 12 milioane, toți nu făceau 100 de dolari. Băi, toți nu făceau 100 de dolari, nu 1000 de dolari, 100. Și procurorul, Narița, a chemat-o pe judecătoarea Gondoș, dau nume că aici a ieșit la pensie, doamna, a venit în instanță plângând. Și a întrebat-o avocatul Nazat. Ce aveți, doamnă, de plângeți? Păi cum să nu plâng? M-a chemat la DNA pentru procesul ăsta. Ca să-i dea linia. A ieșit la pensie, mi-a dat 3 ani cu suspendare și 296 de milioane prejudiciu. Ați mai auzit? Și ea de ce a dat 3 ani? Ca să-și bată joc de procuror, pentru că la 296 de milioane de euro prejudiciu îți dă cam 3.000-4.000 de ani de pușcărie. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Îi port un respect deosebit, doamnei Gondoș. N-a avut dacă era ordin de la DNA ca să-mi dea condamnare, îți dai seama. M-am judecat toate instanțele după asta? Dar toate chestiunile astea legate de procese și așa mai departe erau în special pentru a pune banii pe mâna pe banii de la ligă sau erau o chestiune de putere și de influență? Că aici intervine și factorul politic. Intervin și băieții din păduri, de servicii. Nu, părerea mea este că numai pentru banii din drepturile de televiziune. Deci bani. Banul era cel mai... Eu nu am avut niciun proces decât pentru banii din... Toate s-au învârtit numai... banii drepturilor de televiziune. Deci toți ăștia care interveneau, oameni politici, oameni din servicii, oameni procurori, de neajă, toți erau că erau niște conectați la banii din drepturile, conectați la banii din drepturile. S-o mai întâmpla asta și acum că banii în continuare sunt mulți ăștia din drepturi de televiziune. Păi, vă pun o întrebare. Așa. Unde este diferența de la offshore la banii dați de Digi? La cine se duc? Uh-huh. Cât e diferența? Că nu știu exact toate amănuntele. Mare. 50 de milioane. Mare. Ce înseamnă mare? Mare. Nu, mare. 20, 50, 50 de milioane? Păi, luați, frate, dom'le, e cel mai simplu. Luați firul banilor și vedeți cine e vinovat. Păi noi să ia procurorii, nu ne ocupăm noi cu de-asta, dar ei de ce nu se ocupă? Firul banilor, nu, dom'le, pentru că politic au fost opriți asta. Dar ce credeți voi? Asta vreau să te întreb. Apropo și de Răzvan Burleanu ăsta, care e clar că e venit pe filieră politică și pare cel puțin...
Dom'le, nu știu. Grade, ca să zic așa. Dom'le, eu nu l-am cunoscut, nu-l cunosc. Dar faptul că Gică Popescu a fost arestat cu o zi înainte de a deveni președinte, voi credeți că nu e ceva curat în asta? Ba, în mod evident. Băi, Dane, știi ce ne-am spus eu? O parte din procurori? Băi, oameni buni, voi ce credeți? Uitați-vă așa la mine. Au fost arestați peste 15 oameni din fotbal. La ordinul lui Băsescu și al lui Ponta. Ce să mai ne dăm după Cireș? Al lui Ponta și al lui Băsescu. Au fost arestați nevinovați. Mă, voi ce credeți? Ăștia care au fost arestați, a scăpat vreunul ca procurorul să nu-i zică dă-mi-l pe Dragomir și îți ușurez situația? Ce ziceți? Există? Credeți voi că dacă eu eram vinovat de ceva, nu mă duceam, nu mă încurcau și pe mine? Băi, nimic, fii atent aici. Stam noaptea și mă gândeam, Doamne, păi mi-au trimis, Dumnezeule, Nade, mi-au trimis televizoare, mi-au trimis astea. Alo, n-am pus botul la nimic. Păi de asta nici n-au putut să mă lege, mă. Puteau să mă lege abuziv. Dar să știi că unii din judecători... Aia merge atât de prost fotbalul acum. Da, unii din judecători, să știți, marea majoritate sunt oameni corecți. Sunt câțiva care sunt conectați... Deci la... acolo, o loterie. Nu. Sunt unii conectați la fire nevăzute. Care... Alo, curăță-l. Îl curăț aici... Dar e greu că nu știe la ce judecător să duce la curtea de apel sau la înalta curte. Ba da, știe. Există posibilitatea de a controla parcursul unui dosar. Am văzut-o cu ochii mei. Îți intră în sistem pur și simplu și îți modifică niște parametri în așa fel încât să ajungă la completul. Doamne, cu mine nu s-a întâmplat așa. Eu am dat despre niște judecători care știau dosarele și regulamentele mai bine ca mine și ca Mircea Sandu. Băi, fiți atenți aici ce vă spun. De o corectitudine. Dom'le, dacă nu disecau fiecare frază în parte și până nu aflau tot cu martor, cu toate astea, altfel scăpam eu. Hai de capul meu, Dumnezeu. Da, no. Ne-am mintit că de-aia merge fotbalul românesc atât de prost pentru că nu. Și-a băgat politicul picioarele sau e altă cauză? Nu. În ultimii 30 de ani n-a făcut nimeni nimic pentru sportul românesc, pentru întregul sport, nu pentru fotbal. N-a făcut nimeni la nivel de stat. La nivel de stat. De ce trebuie făcut, mă? Uite, domne, ce trebuie să facă? Ce? Să facă 4 centre de copii și juniori, să strângă toți copiii talentați din această țară. Nu numai la fotbal, la gimnastică, la handbal și așa mai departe. Voi, fraților, erau maidanele pentru fotbal când eram noi tineri. Acum au dispărut maidanele, copiii unde să facă sport? În curtea școlii nu-ți dă voie să faci. N-au baze sportive școlile. Piramida sportului românesc este zero. Am avut niște miniștri de râsul lumii, în afară de Antonescu. Antonescu nici ăsta nu e bun, Novac ăsta? Ca sportiv, bun. Ca ministru, ce a făcut? Nu știu, întreb și eu. Păi frate, în ultimii 30 de ani, doi oameni au fost care au ajutat sportul. Să zic, doi oameni politici. Năstase. Ce, cu sălăra de sport? Năstase, nu, cu tot și cu legile. Năstase și cu Antonescu. Și Copos când a fost viceprim-ministru. Restul, zero tăiat. Acum este o lege a primarilor. Primarii pot să finanțeze legal echipele de fotbal. Și încep să se miște lucrurile. De exemplu, la voluntari. Dar n-au bani. La voluntari. Au făcut o bază sportivă pentru copii, au făcut o sală de sport pentru... ăsta a făcut lucruri bune primarul ăsta de la voluntari. Pandele. Ăsta a făcut, uite, că și se poate. Respectând legile țării, domnule. Da. Mă uitam și de ce vreau de te întrebam, pentru că am văzut, de exemplu, ce a făcut Ungaria. Ungaria în ultimii 10 ani au băgat o grămadă de bani în sport, au ajuns să aibă echipă națională de fotbal, ceea ce ei n-aveau. Da. Au ajuns să aibă vârf care joacă în Germania. Bine, dar au și prim-ministru aia. Asta este. Au prim-ministru, mă, frate. Înțeles. Au prim-ministru, mă, nene. La noi au... Să mai... Poate ăsta, ciucă ăsta, să facă ceva. Poate să facă ceva. Să facă, că mă uit la penibilitatea asta cu Steaua, care nu poate să joace în Ghencea, pentru că se ceartă de 10-15 ani pe care-i Steaua. Băi, Steaua, vă spun eu, că eu am dat-o. Steaua e asta. Asta al lui Becali, care a fost al lui Păunescu.
Că tot spun Pițurcă, se ducea Pițurcă și Lăcătuși antrenori la altcineva în afară de Steaua. Cei n-au fost la Steaua? Duca Dam n-a fost la Steaua, n-au fost toți la Steaua. La Steaua lui Becali, asta care a cumpărat-o, care a fost al lui Viorel Păunescu. Dar, păi da, sunt pace, eu nu mă bag în chestia asta. Pentru că nu s-au purtat frumos cu Talpan. Talpan e un tip foarte inteligent. E greu de luptat cu Talpan, e un jurist, dar naibii. Eu l-am urmărit. Nu-l cunosc. Dar i-am urmărit activitatea. Și Gigi Becali trebuia să se poarte frumos cu Talpan. Iar Talpan și-a bătut joc de ei. Ce să mai... Că nu este adevărat că Steaua nu este adunul Gigi Becali. Da, mă rog, la noi s-a ajuns e mai mult scandal în sportul românesc decât performanță, din păcate. Da, nu, dar când te uiți la un meci de fotbal, deja e penibil. Adică e penibil, are dreptate. Da, domnule, nu-ți vine să te uiți. Ce când vezi Real Madrid cu Atletico aseară și te uitai... Când vezi echipe din campionatul englez, îți venea să fugi de la televizor. Da, se pare că încă se mai învârt niște băi, bani. Băi, fratele meu, pe mine m-au schimbat. Când eram pe locul 7, fii atent aici, în Europa, pe locul 9 în lume. Și cu 2 ani înainte fusesem pe locul 3 în lume. Și m-au schimbat din funcție. De Mitică, dacă ți-ar propune acum cineva funcție de președinte, de club, de cutare, de un altă, să te împici în continuare în treaba cu fotbalul, ai mai numai face-o? Dacă m-ar împușca. Dacă mi-ar spune de că ce? Mă împușcă, m-aș întoarce. Păi a fost viața ta. Toată viața ai stat în zona asta. Dom'le, știi ce înseamnă fotbal? Pușcărie 100%. Dacă scap, ești erou. Cum așa era și cu politica. Și în politică te-ai băgat. Dom'le, nu e așa. Dom'le, nu e așa. La fotbal. În politică mai scap cu pensie specială. Unde? Care ți-o tăia și pe aia. Da, am zis-o. Care ți-o tăia și pe aia. Așa, ca să te stârnesc. Păi eu am stat, da? Am două legislaturi, vicepreședinte de comisie parlamentară. Așa. Am zis, gata, le-am dat tot, fratele meu. Mi-au tăiat 72 de milioane, ce să vechi. Ce? Și cât mai ai pensie acum de la politică? De la politică n-am niciun leu. Niciun leu, gata, s-a tăiat cu totul. Totul. Am de la contribuție. De la miliție. De la miliție, nici la aia nu mi-a dat un leu. Nu, că ne-a degradat atunci, pe noi și pe Scornicești, nu-ți amintești? Da. Ne-a părăsat pe noi, pe Moreni, nu știu, pe cine dracu, ne-a dat afară. Atunci, da. Nu, eu am de la contribuție. Am 120 de milioane. Păi ești de la contribuție? Da, am contribuit, am contribuit cu bani mulți. Păi am avut salariul 15.000 de euro, bă, fratele. Gândește-te cât am plătit la pensii. Gândiți-vă cât am plătit eu la pensie. Stai bine încă, n-ai simțit-o pe aia cu tăiatul de la parlamentare. Nici nu consum ce iau pensie, vă jur. Nu beau, mă știți, nu beau, nu fumez, mănânc cât un porumbel. Nu cred că... Ai cam slăbit, adevărul. Da, sigur că ai slăbit că ai vrut. Ca să fiu sexy, nu vedeți? Am înțeles, da, sexy balam. Sexy balam. Dar e moment în viața fiecărui bărbat când vrea să fie sexy. Dumnezeu, frate, mănânc cât un porumbel, pe onoarea mea, dacă nu. Dar de ce? Că ți-ai impus așa un regim de viață din asta. Adică să nu depășesc 95 de kilograme. Aveam 105, 106, 105, 106. Nu puteam dormi noaptea, dar acum sunt very strong. Îți da Dumnezeu sănătate. Suntem la finalul acestui podcast în care am făcut... Vă mă mai chemați că n-am discutat nici 2%. Mă mai chemați, mă, să vă spun povești. Bă, volumul 2 s-ar putea să vi-l dau să-l citiți, dar nu vi-l dau să-l citiți, că sigur dați de asta. Nu mă las să fiu eu să-l scot. Nimeni nevastă mea, după ce a citit... Nu, dar chiar a fost o emisiune foarte interesantă. Nu te-au lăsat pe matale ăștia să faci o grămadă de lucruri, acum te lasă Bogdan că să vă... familia să pe primul loc la mine. Familia pe primul loc. Hai că-l convingem cumva. Tati, îl scoatem la editură la evenimentul zilei. Dom'le, dacă familia zice ceva, nu până mor. Pentru mine familia e pe primul loc. Dane, trebuie să-l convingem până amintii că volumul 2 e scris deja. Fiți atenți aici ce vă spun. Scoatem paginile familia. Pentru ce trăiești, bă, dacă nu pentru copii și nepoți? Da. N-ai pentru ce Dumnezeu să trăiești, ascultați-mă. Da. Ce simți, Neamitică? De întrebare, domn de afaceri acum. Vine o mare criză nu economică? Nu vine nicio criză, vedeți-vă de treabă, vedeți-vă de afaceri. Da? Criză? Merge? De când simți m-am născut, sunt în criză. De când Neamitică, am și o ultimă întrebare. Nu criză de nebuni. De când ne-am născut, în criză. Bani aveam mălai, bani aveam făină, bani aveam ouă, bani aveam carne. Da. Toată numai în crize, în crize, 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 crize. Bă, fraților, dacă te duci la muncă, criza e mai mică. Deci, mi-am amintit că te-ai vaccinat?
Da, da, am două doze, nevastă mea trei. Mă duc zilele astea, mâine sau poimine, să-mi fac a treia doză. Am încredere, am încredere nebună. A făcut și COVID. Am făcut COVID de două ori. De două ori? De două ori, da. Băi, ce vorbim? E bombă de anticorpi. Am pentru tot cartierul. Am 5.197 de anticorpi. Nu te salvează, că Dan avea și el 6.733 și mai a făcut a treia oară COVID-a. Da, dar am făcut în sensul că am stat acasă și mi-a curs nasul o zi. Și ai făcut ai făcut de trei ori testul? Da, aveam, nu, am făcut odată testul. Du-te, bă, de aici, bă, Dane, bă, ce ai tu? Fă-l de trei ori, ține minte, de trei ori în două zile. Și atunci îți dai seama, dacă ies două din trei, atunci ești ăsta. Eu sunt un om care, ca și dumneavoastră, respectă legea. Dom'le, dacă m-au băgat în carantină, stau în carantină. Pe mine nu m-au băgat în carantină, fii atent, veneau milițienii, polițiștii, dimineața, la prânz și seara, să ies în geamul casei. Ne-am amintit că ești acasă, dar ești puțin la geam. Nu-i de gata, mă, m-ați văzut? Da, fotografiați-mă. Pac, pleacă, cu telefonul. M-ați mai pomenit de trei ori pe zi. Nu, da. Înseamnă că prezentai risc major. Nu, eu, dacă nu m-a chemat Dragomir, veneau după mine. Ce dracu? Veneau, că am văzut, de-astea și pe la noi pe în cartier, cum făcea câte unul COVID, pac, apărea mașina de poliție, poți bugeau toți în casă. Este bine să respecti ce spun autoritățile. Eu o să ziceți, dă-l în măsa și pe ăsta, pe Dragomir ăsta, a luat o razna. Nu, mă, fratele, toată viața mea așa am fost. Am fost gură mare, într-adevăr. M-am luat cu voi, cu toată lumea. Băi, ce era la gura mea? Bă, dar v-am refuzat pe vreunul dintre voi, dintre mari ziariști, dintre toți ziariștii mici și mari, să vă răspund la vreo întrebare? Nu. Corect. Domne, da. Sigur, pentru că fiecare trebuie să mănânce, bă, să-și facă datoria. Și dacă mă critică unul? De care profesoria lui? Bă, mă critică, sigur că mă critică și mâine. Dacă asta vrea el, eu de ce să-i port dușmănie? Nu refuz, bă, frate. Păi, dar mă respectă cei mai mari dușmani ai mei, ziariști, mă respectă extraordinar, că nu i-am refuzat niciodată. Da, mă reaminti că răspundeai la telefon. Da, sigur, intrai, bă, hai, pa, asta e, să mai lăsa și cu înjurături. Bă, și nene, asta e viața. Păi nu suntem oameni, mă. Iar cine nu greșește, sau cine nu recunoaște că greșește, aia este incapabil de a conduce oameni sau a facă ceva. Păi, eu atâtea greșeli am făcut. Nu făceam greșeli impardonabile ca să încalc legile țării. Doamne, cum mă feream și cum veneau, mă, câte nade au vrut să-mi dea. Doamne, Dumnezeule, mă uitam la ei, mă, din prietenii mei, mă, apropiat de mine, mă, care au vrut să mă curețe. Scriu în cartea asta a doua niște lucruri. Mulțumim mult de tot. Cu multă plăcere.